Salut și bine v-am găsit la o nouă prezentare de produs. Pentru astăzi am zis să mă gândesc la plăcerea voastră și la nevoile de hidratare. Așa că am decis să vă prezint o cană. E o noutate de la Unichet. E un produs 2020. O cană de inox, izotermă, care cu siguranță va aduce multă bucurie atunci când lichidele, gen apă sau, mă rog, ce vreți voi, de exemplu, cuburile de gheață stopesc extrem de repede, această cană va veni și vă va oferi confortul de care aveți nevoie. Bineînțeles că și în sezonul rece, atunci când vrem să bem un ceai cald și vrem să rămână cald pentru mai mult timp, va fi binevenită. De asemenea, cafeaua sau un vin fier sau mai știu eu ce. Ea vine, după cum vedeți, ambalată așa într-o cutiuță de plastic, de carton. Avem 250 ml volum, material inoxidabil, cana este termoizolată și cu pereți dubli. Pe poartă scălață scrie în germană, corduri de produs, nu cred că mai avem nimic interesant de văzut la cutie. Așa că o să scot căruța. Așa arată cana. Este de inox, vopsită, brandăită cu logo Unichet, la fel ca și tricoul, șapca, același logo al Unichetului, regăsim și pe cană. Partea interesantă este mânerul, care e practic format dintr-o carabină prinsă în șuruburi, o carabină care ne va permite să agățăm cana de orice, de rucsac, de cort, de barcă, de orice vrem, în așa fel încât să nu o pierdem, pentru că știm cu toții că micile accesorii care ne fac viața mai frumoasă au o plăcere deosebită să se pierdă. Și de câte ori ne la pescuit, nu avem cu ce să ne facem treaba. E, acum asta se poate agăța, inclusiv pentru pescarii care merg fără barcă și merg la staționar prin pădure, o pot agăța foarte ușor de breteaua rucsacului sau de un inel sau o altă carabină sau mai știu ce. Deci cam asta e cana. Elegantă, frumoasă, utilă și care, bineînțeles, e o ocazie excepțională de a fi făcut acum, cadou acum înainte de Paști pentru un pescar care stă acasă și suferă că nu poate merge la pescuit. Cu siguranță îi va alina durerea pe care o știu și eu foarte bine că și eu sunt în aceeași situație, în izolare și evităm contactul și respectăm distanța socială și toate cele câte și mai câte. Bun, vă mulțumesc și să ne auzim cu bine data viitoare.